Car vlog, cred că se vede ok, a? Voi ce ziceți? Hai că se vede ok. Pentru primul car vlog e ok. Bun, hai să începem. Mergem către Sibiu. Acum sunt în Vâlcea, văd că pe aici încă e soare așa cu nori. Din câte am înțeles, la Sibiu e deja zăpadă peste tot. Bine, mă, că ai parcat și ai lăsat mașina aici pe avarii. Trecea e pieton, foarte frumos din partea ta. Hai să ne băgăm și noi repede așa. Altul care traversează pe mijlocul străzii. Dar nu e bai. Bun, hai să începem cu prezentarea mașinii. Cred că asta vă doriți cel mai mult. E vorba de un BMW seria 3, 320D, E91. E91, adică varianta break, nu este de un an jumătate. Am făcut 30.000 de kilometri cu ea, 31.000 de kilometri, mai bine zis. Ca probleme nu am avut, în afară de schimburi, filtre și ulei, nu am avut alte probleme cu ea. Unde vrei să te bagi, mă, vrei să întorci? Ce vă pot spune? O singură problemă am avut cu mașina. Veneam într-o iarnă, adică iarna trecută pe Valea Oltului, și am dat într-o groapă pe o ploaie torențială și atunci am rupt flanșa de la arc, între arc și telescop, flanșa aceea, și a trebuit să schimb telescopul și cu arcul, o investiție de 2000 de lei, dar i-am pus ceva de calitate. Iar în momentul de față, ce mă deranjează este rulmentul pe partea stângă. Se aude un vâjit, mai ales când iau vira stânga. La fel am dat într-o groapă și am zis că îl schimb și deja s-a agravat și mă deranjează. E super enervant, mai ales când e curbă, stânga face ca toți dracii urlă și nu suport, trebuie schimbat. Nu este scump, undeva la 500-600 de lei din câte am văzut. Hai că se vede ok. O să intrăm și noi pe Valea Oltului în scurt timp. Din câte vedeți, mașina se prezintă destul de ok, zic eu. Comenzi pe volan, o navigație mică. Mi-ar fi plăcut mult mai mult dacă avea navigația mare și pilot automat mașina. În rest, are de toate. Are dublu climatronic, are brichete în spate, are panou digital, unde poți da mai rece, mai cald, merge aerul condiționat, n-are probleme. O să fac o prezentare și exterior a mașinii, dacă vă doriți. Dacă vă plac car vlogurile, o să continui seria. O dată pe săptămână încerc să postez un car vlog. O să mergem în diferite locații, vreau să merg și pe la barajul Vidraru și spre Transfăgărășan acum iarna, să văd până unde se poate urca și să văd ce fel de peisaje sunt acolo. Pe aici momentan văd că s-a anorat, eu zic că zăpada e destul de mare. Să lăsăm ambulanța să treacă. Da, Valea Oltului, din câte știți sau poate nu știți, e unul dintre cele mai periculoase trasee, adică Dealul Negru, Valea Oltului, multe accidente, adică accidente. Accidentul e la ordinea zilei. Nu există zi fără un accident. Și ceea ce e destul de nasol, adică mulți șoferi uite că sunt cu mașina pe stradă și iau telefonul în mână, nu păstrează distanța, depășiri pe linie continuă, adică la câte am văzut fac, să zic așa, în ghilimele, naveta la facultate de 2 ani jumătate și am văzut foarte multe. Și eu era să pățesc, nu din cauza mea, din cauza altora. A intrat un cutuba în depășire din spatele tirului, nu m-a văzut și era să avem un accident foarte, foarte violent frontal. Dacă nu eram atent și nu reduceam până la 10 km și nu trăgeam dreapta, direct în acea după mă oprea. Și centura de siguranță. Dacă sunteți șoferi, purtați centura de siguranță. Și nu numai dacă sunteți șoferi, și pasageri, dacă sunteți, purtați centura de siguranță. E un element foarte important. Poate acum se aude rulmentul cum curuie când iau viraj dreaptă. Ce vreți să vă mai povestesc despre mașină? Aștept în comentarii orice propunere. Ce vreți să facem? De unde vreți să mergem? Sper să vă placă car vlogurile. E primul car vlog, nu prea știu ce să vorbesc, nu prea am idei.
mult decât să vă prezint mașina așa în scurt timp. Nu prea am ce. Hai să vă povestesc cum am ajuns eu să achiziționez această mașină. În urmă cu un an jumătate aveam o sumă de 4500 de euro și căutam pe OLX o mașină care să nu depășească 4500 de euro, maxim 4600, dar am zis 4500 să fie o sumă mai rotunjită. Caut pe OLX, o săptămână nu găsesc nimic ce să-mi placă. Am fost să văd câteva modele, inclusiv E90, am fost să văd un Ford Focus 2, un Opel Astra H și mai multe modele de mașini. Am vrut o mașină diesel, motor maxim de 2.2, 2.3 și minim de 1.6, 1.7, adică am vrut o motorizare decentă, nici foarte mare, dar nici foarte mică. Am vrut să am un consum bun. Mașina asta, cum v-am zis, are un consum de 4.2, 5.2 maxim la drum întins. Am vrut o mașină, să zic, elegantă. Nu am vrut o mașină de fițe sau alte prostii. Am vrut să-mi iau o mașină pentru mine, pe placul meu. Și într-o seară, pe la ora 10:30, găsesc pe OLX un seria 6, doamne, un seria 3 ca acesta. Numai că omul era din Iași. Mi-a plăcut foarte mult mașina, aceeași culoare, exact modelul ăsta, cum îl vedeți acum. De-aia omul era din Iași și eu stând în Vâlcea, foarte departe, nu aveam cum să ne întâlnim. Bine, puteam, dar trebuia să pierdem mult timp și am zis, lasă, că găsesc și în zona mea, prin Sibiu, prin Olt, prin Pitești, găsesc pe undeva un model asemănător. Trec 3 zile, la fel, într-o seară steam pe OLX, căutam și văd din tălmaciu un om mai în vârstă, pe la vreo 50 de ani, care dorea să vândă această mașină. Îl sun pe om, a zis că da, mai este valabil anunțul, avea mașina pusă la 4600 de euro. L-am sunat, l-am întrebat care ar fi ultimul preț. El mi-a zis 4300 de euro. I-am zis că pot să ofer 4100 de euro și în ziua următoare o să vin să vă mașina. Ceea ce am și făcut. A zis să vorbească cu soția, a vorbit cu soția și a zis că e ok 4100 de euro. Ziua următoare m-am dus la el acasă. O poveste foarte interesantă acum. Cum am dus eu să cumpăr mașina? Neavând mașină, aveam două soluții. Ori să mă duc cu un prieten, dar nu aveam niciun prieten pe acasă, toți erau plecați la facultate. Îl sun pe om, pe la ce oră aș putea să vin să vă mașina. A zis că după ora 11 seara, pentru că lucrează. L-am întrebat în ce domeniu lucrează și a zis că e șofer pe tir, pe șlep, pe platformă. Ia uite și pe dânsul ce frumos, pe linie continuă așa, n-are nicio treabă. Bun, a zis că e șofer pe șlep, adică platformă, tir, cap, tractor, cu remorcă, unde vin mai multe mașini. Știți voi despre ce vorba, intră 8 mașini pe o platformă din aceea supraetajată. Bun. I-am zis că nu prea am cum să ajung la ora aceea, pentru că nu aveam nici autocar din Vâlcea și a doua zi trebuia să mă duc și la muncă. A zis că o să vină el să mă ia. Ce era în capul meu? Am zis, bă, dacă omul e șofer pe camion cu șlep, cu platformă după el, pune mașina pe tir și mi-o aduce în Vâlcea să o văd. Așa făceam filmul în capul meu. Mă sună omul a doua zi, seara la 11, hai că sunt în Vâlcea să vezi mașina. Exact așa. Eu eram în pijamale îmbrăcat, am crezut că nu mai mă sună, nu prea mai vorbim pe timpul zilei cu dânsul. Am zis că nu mai mă sună. Ia uite, altul care n-are nicio treabă cu șoferia, nu semnalizează. Ăsta cu tirul din spate era să se suie pe mine din cauza unui deștept. Vâlcea 69 ZZZZ, dacă ești pe aici și te uiți, să știi că mașina aia ta are un manetă în partea stângă și trebuie să semnalizezi măcar câte bagi, plus că era linie continuă pe marginea drumului și teoretic nu ai voie să te bagi. Da, văd că nu prea vă interesează, o ambulanță. Hai, cred că s-a întâmplat un accident pe Valea Oltului, că am mai trecut o ambulanță pe lângă mine. Bun. Unde am rămas? Cu... da. Bun, mă sună omul seara la 11, hai să vezi mașina. Mă îmbrac repede, îl întreb unde ne întâlnim, îmi zice un punct comun, un punct
aproape și de mine și de el, unde a putut să intre cu tirul. Eu nu știam că vine și mă ia cu tirul să mă ducă la el acasă. Și uite așa plec eu seara la ora 11 spre Tălmaciu cu tirul la el acasă ca să văd mașina. Și cu 4500 de euro în buzunar. Eu deja am făcut un film prin cap, bă, dacă ăsta îmi fură banii, dacă ăsta mă atacă, dacă ăsta nu are nicio mașină sau eu știu ce fac peste noapte. Adică eu a doua zi trebuia să mă duc la lucru la ora 8, ajung în Tălmaciu pe la 12:30 noaptea. Văd mașina, dau o tură cu el, am terminat să ne uităm la mașină, până am mai vorbit, se făcuse 2 noaptea. Unde mă duc eu până dimineața la 6? De la 2 noaptea până la 6, ce fac eu 4 ore până se lumină? Mașina am luat-o, ca să știți, în luna noiembrie, destul de frig afară. Noiembrie 2018. Sun un prieten, mă duc, vine el, mă ia de la Tălmaciu cu mașina, mă duce la Sibiu la el, stau peste noapte, dorm 2-3 ore, dimineața la 6 mă trezesc, mă îmbrac și mă întâlnesc cu această persoană la un birou de acte auto să facem actele. Și uite așa am ajuns eu să cumpăr mașina aceasta fără nici măcar nu mă gândeam, adică eu credeam că vine omul cu ea în Vâlcea și facem actele acolo, nu că mă duc eu noaptea la 12, 4500 de euro în buzunar cu un șofer de tir, mă duc să văd mașina. Da, a fost așa o poveste amuzantă, adică mi-a plăcut peripeția asta. Acesta e șlep, exact cum șlep din acesta am fost să văd mașina. A venit omul să mă ia de acasă și m-a dus până în Tălmaci. Da, deci viața nu știe ce-ți rezerva. Cam asta e povestea, cum am ajuns eu să cumpăr această mașină. Și cum v-am zis, mașina e super, super ok. De exemplu, acum avem 100 la oră, trage de până pe asfalt. 120, 130. S-a aprins și benzina motorina, martorul de motorină. Pe aici mai stă poliție, trebuie să o las mai încet. Ce vă recomand la diesel? Să nu mergeți neapărat subturat, că o să aveți probleme cu filtrul de particule, injectoare și alte nebunii. Mergeți cam pe la 1700-2000 de ture, eu așa merg cu mașina asta, de 30.000 de kilometri, merge cam prima zi, fără nicio problemă. Dacă v-a plăcut acest car vlog, nu uitați să dați un like, un subscribe și vă promit eu că o să facem treabă bună. Dacă mă susțineți, o să mergem multe locuri prin România, o să ne plimbăm și la cât mai multe car vloguri. Dacă v-a plăcut sau dacă aveți propuneri sau dacă nu v-a plăcut, lăsați un comentariu mai jos, să știu și eu ce am de făcut. Dacă nu vă place, spuneți, bă, ești un prost. Înțelegi? Adică spuneți-mi dacă v-a plăcut și ce vreți să vedeți în episoadele mele. Acum sper că nu v-am plictisit. E primul car vlog, nu am nicio experiență în spate să știu cum să țin camera, dacă mai jos, mai sus, mai la stânga, mai la dreapta, dacă vă place, dacă nu vă place. Scrieți-mi orice. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne auzim cu bine.